tuturor! Petru, sunt gazda voastră din această ediție a podcastului Altceva și am alături de mine un tânăr foarte talentat, un tânăr actor la Teatrul Dramatic Elvira Godeanu. A jucat în numeroase scenete de teatru și pune pasiune în orice rol ar juca. Mergem în culisele teatrului și facem cunoștință cu Teddy Popescu, căci el este invitatul meu. Bună seara, Teddy, și bine ai venit la noi! Bună seara, Petru! Băi, dar ce introducere! No? Frumoasă! Te-am descris așa frumos! Mă și așteptam, doamne, când o să mă chemi? Am tot văzut, a venit Mihai, a venit Adelina, dar eu... Oana! M-am și gândit, băi, nu i-a plăcut cum am jucat ultima oară, da. Sau... Nu, glumesc. Teddy, spune-mi, cum este să fii actor și ce mai face Teddy Popescu, actorul Teddy Popescu? Wow, cum este să fii actor? E greu. E minunat. E practic viața mea, nu știu să fac altceva. Și sper că și asta o fac bine. Dar Teddy Popescu, actorul Teddy Popescu, ce face? În timpul liber sau în viața profesională? Și în viața profesională, și în timpul liber. Uite, e foarte ciudat, pentru că și timpul liber e în proporție de 90% axat pe viața profesională. Fiecare actor trebuie să aibă un antrenament specific. Bănuiesc că ai mai auzit asta din partea colegilor mei. Sau un anumit tip de documentație care se face prin diverse moduri, diverse tertipuri, fie că te uiți la un film, fie că citești o carte, fie că îți faci igiena personală în ceea ce constituie acest meșteșug al nostru. Uite, vezi, dicția mea este sugă. Asta este un truc al vostru înainte de fiecare scenetă, nu? Faceți și dicție. Oh, da, e imperios necesar, adică cel puțin actorilor de teapa mea care au anumite probleme de dicție și recunosc lucrul ăsta, trebuie, e necesar, imperios necesar, iartă-mă că mă repet, să facem zilnic acest antrenament. Spune-mi dacă ești fericit în cariera pe care acum tu o prestezi, dacă ești, totul decurge cum trebuie. Doamne, ce frumos! Da, dar știi de ce? De ce? Pentru că eu am ales să fiu fericit și consider că fericirea e o alegere. Da, e greu, sunt momente tensionate, sunt momente în care am putea spune că ne aflăm într-o decădere sau o cădere liberă, dar... E normal, nu? De ce spui acest lucru? Pentru că suntem oameni și trecem prin diverse etape și tindem către a evolua și sunt de părere că nu poți, din păcate, evolua fără a da ceva la schimb. Consider că meseria noastră se face cu foarte multă trudă, muncă, transpirație, lacrimi poate... Sânge, Doamne ferește, depinde de accidentări. Dar, da, oameni suntem și noi, nu? Și pasiunea asta, de când o ai și de unde? Wow! De unde o am, nu știu. Nu știu, aș putea să spun că prin grație divină, dar nu. Nu, cred că m-am născut cu ea de la vârsta de 3 ani. Bine... Am și avut noroc că eu am crescut în acest mediu. Ai mei lucrează în teatru de când mă știu. Și am văzut toată cinematografia românească încă din tânără pruncie, de la vârsta de 3 ani. Și povestea e în felul următor. Actorul meu preferat este Florin Piersic. Ok. Încă de atunci am știut acest lucru. Tata se uita la Mărgelatul, Trandafirul Galben, și eu timp de 2 ore nu m-am mișcat din fața televizorului, ba din contră, și spuneam, și te rog frumos, fă-i liniște. Și la finalul filmului m-am întors către tata, trebuie să menționez că aveam toate problemele de dicție, lălăit și șăit. Și am spus în felul următor, auzi, primul actor român a fost Florin Piersic, al doilea voi fi eu. La 2 ani după a urmat să și urc pe scena teatrului într-o producție de-a domnului Ion Alexandrescu, un spectacol pentru copii, Pinocchio, și după care au tot urmat. Dar așa serios, de când ai mers pe acest drum? Adică ce ai făcut în privința aceasta? Ok, am înțeles că de mic copil ai avut cumva pornirea spre
teatru. Okay. Dar de a o lua în serios și de a face pași, când? Vai, vai. Eu sunt și o persoană care are un pic de ADHD, ceea ce înseamnă că nu poate să se mențină pe o linie de plutire și să aibă o singură idee care să o ducă până la capăt. Bine, nu e dovedită medical, dar asta este scuza mea. Și până în clasa 8-a am fost înnebunit după teatru. După care am auzit povești despre străbunicul meu care a fost general și a luptat în al doilea război mondial și am zis, oh, mă duc în armată, mă duc la liceu militar. Bun, ai mei foarte fericiți, se duce copilul în armată, Doamne! Până am ajuns să dau admitere. Și n-am mai fost așa de wow. Nu, n-am avut un blocaj, acum mi-au revenit acele imagini. Ah, ok. În fața ochilor. Și a fost îngrozitor. După două zile am zis eu nu pot să fac lucrul ăsta. Dar acum ce fac? Ok, am căzut admiterea pentru că eu am ales lucrul ăsta. Dar trebuie să merg pe acest drum. Mama era entuziasmată că o să fac parte din cadrul militar. Deja mă vedeam în uniformă. Motiv pentru care m-am pregătit până în clasa 12-a cu câte 4 pregătiri pe săptămână pentru a da la Academia Militară. Wow, și după aia? Cu 2 săptămâni înainte de admitere am zis eu nu mai dau. Mă duc la teatru. Și cum? Cine te-a făcut să-ți schimbi drumul? Sau ce te-a făcut? Eu. Eu m-am convins oarecum că nu sunt făcut pentru o carieră militară și la urmă singura mea pasiune și unica va fi teatrul. Bine, nici nu am renunțat la viața teatrală. Eram spectator avizat. Nu am ratat niciun spectacol, nicio premieră din cadrul acestui teatru. Și atunci mi-am luat inima în dinți și le-am spus alor mei, uite, vreau să mă duc la teatru, trebuie să mă susțineți, aveți un copil, asta este. Am făcut pregătire o săptămână jumate, cred, cu doamna Rodica Gogu Negrescu și am intrat. Spune-mi în câte scene te-ai jucat până acum, dar și în ce rol te-ai regăsit cel mai mult? Îmi place asta. În câte scene te... Măi, Petru, nu pot să spun, pentru că am jucat în foarte multe scene. Joc din anul întâi de facultate. Bine. Unde ai făcut facultatea? La Sibiu. Și de ce ai ales să vii în Târgu Jiu? De ce am ales? Aici e o poveste foarte frumoasă. Pentru că iubesc teatrul din Târgu Jiu. E primul teatru pe care am deschis ochii și dorința mea este aceea de a se dezvolta, de a se transforma la un moment dat, Doamne ajută, într-un teatru național. De ce nu? Suntem orașul lui Brâncuș, merităm să avem un teatru național, să avem o echipă formidabilă. Echipa noastră de la Târgu Jiu, și asta o spun după anumit an de experiență și de studiu, nu este cu nimic mai diferită de oricare altă echipă din țara asta. E vorba doar despre muncă. Și suntem la fel de buni. Și ca cei de la București, și ca cei de la Cluj. Noi de ce să nu fim Teatru Național? De ce să nu excelăm? De ce să nu depășim granițele hotarelor noastre? Și care a fost rolul în care te-ai regăsit tu cel mai mult? Care m-am regăsit cel mai mult? Nu știu, sunt mai multe. Pentru că... Spune-mi câteva. În fiecare dintre rolurile mele regăsim o bucățică din ceea ce înseamnă ființa și caracterul meu. Avem toboșarul pe care nu am cum să nu-l menționez, nu am cum să-l uit vreodată sau să nu-l promovez pe unde mă duc și pe unde o să ajung de acum înainte. În toboșarul regăsim efervescența și energia tiparului meu de om. Plus că în spatele acelui proiect a fost depusă o muncă enormă. Enormă. Dacă ar fi să discutăm iar despre un alt rol, cred că mă regăsesc și rezonez foarte tare cu Hamletul lui Shakespeare din anumite puncte de vedere. Nu vreau să mă refer aici la tipologia prințișorului frumos înăltuț și nu despre asta e vorba. Nu. Cât
drama prin care trece el și drama în care trăiește și acest curaj de a lupta pentru ca adevărul să iasă la suprafață. Alte roluri, în toate mă identific, chiar și cu ultimul rol care l-am făcut din ultimii, Iacorev, care mulți ar spune, văzându-l din exterior, ca fiind un om de ultimă speță, un nenorocit, dar nu e așa, știu, trebuie să-mi apăr personajul, mi-l iubesc, pentru că și el a ajuns să facă anumite gesturi din iubire, frustrări, neîmpliniri. Și atunci, da, mă regăsesc cu toate rolurile pe care, sau cu care am avut ocazia să mă întâlnesc. Crezi că poți să faci performanță pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu? Wow! Cum să nu poți să faci performanță pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu? E un teatru profesionist, tânăr. Tânăr, de altfel, e, ca și vârstă, al doilea cel mai tânăr teatru din țară. Și cu mândrie pot să spun că are un palmares destul de frumos în spate. Da! Poți să faci. Aici depinde strict de echipă. De la manager până la doamna de serviciu. Pentru că e ca într-o familie. Seara când venim la masă, cineva așează masa, altcineva spală vasele. Poate copilul sau nepoțelul pune muzică în timpul mesei. Tatăl inițiază o discuție. Și atunci se creează o anumită atmosferă plăcută. Și dacă ai vorbit de familie, tu cum consideri, sunteți ca o familie la Teatru Dramatic sau nu? Încă. La cât timp petrecem împreună, cred că suntem mai mult decât o familie. Da, bun, acum a nu se confunda cu termenul real de familie, pentru că nu putem compara cu familia de acasă. Bineînțeles, dar având în vedere timpul petrecut și echipa și că sunteți o echipă destul de mare. Așa este, în contextul în care petrecem atâta timp împreună, glumim, ne spunem poveștile de viață, mâncăm împreună, repetăm, ne antrenăm împreună, automat acest lucru trebuie, nu trebuie, dar ne coagulează și ne apropie unul de altul și atunci reușim, vrând nevrând, să ne deschidem sufletul unul față de celălalt și nu ai cum să nu te consideri o familie în momentul în care lucrezi într-un teatru. Corect. Acum lumea poate o să spună că vorbesc din basme și că e foarte frumos ceea ce spun eu, dar nu e adevărat. Ca în orice familie există certuri, există tot felul de discuții. Na, oameni suntem, cum am zis. Dar cariera o vezi aici la Târgu Jiu? Îți vezi viitorul aici în Târgu Jiu? Și aici. Și aici. Nu mi-aș dori să renunț niciodată la teatru din Târgu Jiu. Jean Constantin nu a renunțat niciodată la teatru din Constanța. Evident, vreau să excelez, vreau să mă duc și către lumea cinematografică. Am avut ocazia să gust un pic din această lume și mi s-a părut foarte interesant. Da, vreau să colaborez și cu alte teatre, dar de renunțat nu o să renunț niciodată la teatrul meu de acasă. Ce te face să rămâi aici? Wow, cred că m-ai blocat acum. Ce mă face să rămân aici? Da. Această scenă, nu știu. Uite, o să spun o poveste. Încă de când eram mic, de la vârsta de 4 ani, cred că și prin prisma faptului că am fost un copil foarte cu minte și nu deranjeam când veneam la spectacole, am văzut toate premierele. De la vârsta de 4 ani, îți jur, Petru, după spectacol, după ce ieșea toată lumea din public, mă urcam pe scenă să simt energia lăsată de actori. Și, Doamne, și acum mi se ridică părul pe mine. E un sentiment pe care nu știu cum să ți-l descriu. Cred că asta mă face să nu renunț la teatrul din Târgu Jiu. Peste 10 ani, cum te vezi, să zicem așa, un exercițiu de imaginație? Mai cărunt. Peste 10 ani, cum mă văd? Vorbind pe plan profesional sau personal? Hai să o luăm pe plan profesional momentan. Bine, hai că spun de amândouă. Ok, hai să spun de amândouă. Cum să mă văd? Muncind.
vorbind de planul profesional, puncint. Colaborând cu diverse instituții, vreau ca în 10 ani, nu o să spun care sunt proiectele mele de viitor, dar vreau să creez un ceva care va lăsa în persoane o anumită moștenire. Moștenire artistică. Eu n-am bani, ce moștenire pot să las? Consider că seriozitatea este o calitate pe care orice om ar trebui să o aibă în orice ar face? Doamne, da. Până la urmă, a fi serios în munca pe care o depui, a fi serios în relațiile de colegialitate, atât în timpul lucrului, cât și în afara acestuia, reprezintă un pilon primordial pentru ca mersul lucrurilor să decurgă nu bine, ci foarte bine. În primul rând, ești serios vis-a-vis de tine, de munca pe care tu o depui. Și atunci nu cred că poți reuși să faci ceva în viața asta fără seriozitate. Mă rog, care vine la pachet cu altele, implicare, determinare și etică. În viață. Vai, în viață. Te-am luat așa puțin mai... Cum crezi tu că trebuie să joci un rol sau să fii om? Deci dacă jucăm un rol, nu suntem oameni. Ok, ok. Nu neapărat. Dar mă raportez la viață. Adică trebuie să joci un rol în viață sau să fii om? Păi, Petru, sincer să fiu... Da, trebuie să fiu om. Da, hai să fim sinceri. Cât de sinceri suntem noi real în viața de zi cu zi? Nu știu tu să-mi spui, că tu ești și actor, poți să joci și roluri. Păi da, dar asta nu înseamnă că mint. Sau, cine știe, nu o să mă folosesc și nici nu știu cum să mă folosesc de treaba asta în viața de zi cu zi, dar asta nu înseamnă că nu avem măști. Asta nu înseamnă că nu mințim deseori, evident, minciuni nevinovate. Un exemplu foarte scurt. Eu râd acum, dar poate sunt supărat pentru că am anumite probleme. Dar dacă te întreb ce faci, îmi spui sunt foarte bine. Sunt deci foarte practic bine, e o minciună, nu? Nu e o minciună mică, da. Tot nevinovată. Da, corect. Deci am tras concluzia, trebuie să fii om. Da. Dar în același timp, în viață ți se întâmplă să ai și câte o mască și poate... O poți considera ca un rol, să zic așa? Depinde. Este teatrul și actoria un mod de viață pentru tine? Da, automat. Automat, pentru că intervine acest termen numit defect profesional. Nu mai pot uita la un film cum o făceam înainte. Acum observ tot felul de detalii tehnice. Mamă, ai văzut cum a făcut treaba aia? Sau green screen-ul ăla, Doamne, cum... Sau îmi place să analizez actori mari, consacrați și să văd cum își fac rolul. Și atunci poate că nu mă mai bucur 100% de film. Pentru că tot timpul e ca un fel de studiu. Îmi place să analizez persoane. Și pare că, Doamne, omul ăsta e bolnav, de ce se culpează la mine? Dar eu nu mă culpez. Văd tipologii de oameni pe care poate le pot folosi la un moment dat pe scenă. Sau pot să câștig ceva. Deci, da, e un mod de viață. Cum ești tu în timpul liber și ce face Teddy Popescu în timpul liber? Nu se poate răspunde la această întrebare. Ok. Cum sunt în timpul liber? Sunt om. Sunt om normal. Mă trezesc dimineața, îmi beau cafeluța, mă spăl pe dinți. Mă spăl pe dinți, îmi beau cafeluța. Ce fac în timpul liber? Am hobby-uri. Ce hobby? Ce hobby-uri ai? Perfect. Mulțumesc că m-ai întrebat. Mă uit la filme, îmi place să mă plimb, îmi place foarte mult să comunic cu persoane noi, îmi place să comunic cu persoane vechi pe care le știu de mult timp, dar după o pauză lungă. De ce? Să văd... Evoluția. Evoluția sau neapărat evoluția și ce s-a schimbat în acest timp în care noi nu ne-am mai văzut. Îmi place să citesc. Doamne, Eric, Emanuel Schmidt, e preferatul meu, vă rog, citiți. Îmi place să ascult muzică. M-am mai și joc pe calculator, dar rar.
Bun, iată, am înțeles care sunt hobby-urile, am înțeles cum e cu teatrul, cu actoria. Vreau să trecem la partea a doua, la partea de provocări. Wow. Așa că ține-te bine că tu... Nu, 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 nu merge cu treaba asta. Tu trebuie să-mi spui o replică de-a lui Gheorghe Dinică. Fii profesionist, ce dracu! Ok. Mai avem... Îl mai avem și pe Mihai Bendeac. Sunt curioasă, cam cum mergi pe zona asta. Mihai Bendeac? Da, mie îmi place foarte mult actorul Mihai Bendeac, l-am văzut pe scenă. Ok. Mi se pare că este un actor complet, din toate punctele de vedere. Nu cred că are nicio legătură cu omul de televiziune pe care lumea îl vede non-stop sau îl vede pe internet. Nu, Mihai Bendeac, din punctul meu de vedere, este un artist care a muncit foarte mult pentru a ajunge să-și facă o astfel de carieră. Să spun o replică de la Bendeac, dar nu știu ce să spun de la Bendeac, serios. A avut diverse personaje. Nu fac asta, eu nu imit. Toți actorii spuneți că nu imitați. De ce? Și de ce mă întreb fix pe mine? Au fost toți colegii mei. Păi, uite, așa am vrut eu acum, pentru că nu înțeleg de ce actorii nu imită. Uite, Mihai Bendeac imita personaje, adică el nu că doar le inventa, el le imita, pentru că vedea diversi oameni, da, și transforma în personaje. Scuză-mă, vedeți ce fac eu pentru voi? N-ați putut unul să imite pe cineva ca să scap și eu de... Ok. Păi da, da. Uite, Mihai Bendeac a dezvoltat această latură de imitator și chiar aș putea să mă contrazic, paradoxal vorbind, el nu este un imitator, el pleacă de la o anumită tipologie, da, și își construiește personajul lui, corect, prin prisma informațiilor și a caracterului pe care o are persoana respectivă. Și asta e un tip de artă la care trebuie să muncești foarte mult din punctul meu de vedere ca să ajungi să faci performanță. Așa ne putem prosti cu toții. De asta cred că majoritatea actorilor îți spun că nu, stai, eu nu imit, nu. Adică nu, eu sunt convinsă că actoria nu stă în imitație, nu constă în imitație. Doar că mă gândesc că atunci când ai anumite, nu știu, veleități din astea așa, okay, le poți transforma și în ceva amuzant sau într-un personaj pe care poți să-l faci amuzant. De exemplu, Mihai Bendeac a avut diverse personaje, da? Unul dintre ele, să vedem dacă ai curajul să mi-l faci. Să mi-l spui o replică. Nu am curaj. Nu ai curaj. Nu, deci am curaj. Bine, n-ai curaj la Mihai Bendeac. Vai. Dar dacă la actorul tău preferat nu ai curajul să-mi spui o replică... Dar cum să nu-ți spun, Doamne? Dar nu una, vreau mai multe. Dacă tot e actorul tău preferat, așa ca să compensezi partea cu Mihai Bendeac. Sigur. Hai să vedem la Florin Piersic. Păi, aici am și o poveste. Înainte de admitere... Nu știu cum s-au aranjat astrele, dar era festivalul Zilele Elvira Godeanu, okay, și a venit maestrul Florin Piersic, care a spus o poezie foarte frumoasă scrisă de domnul Spiridon Popescu, poet al orașului nostru. Doamne, dacă mi-ești prieten! Și când l-am auzit, bine, a fost și un spectacol minunat despre viața dânsului și, Doamne, o superbitate de spectacol, l-am și ajutat să urce pe scenă, am stat cu el undeva la 2 zile, am avut ocazia să stau cu dumnealui în cabină și a fost un moment atât de emoționant, încât nu cred că o să mi se șteargă vreodată din minte, pentru că în spate, în fundalie, era ciclorama teatrului, care e imensă, și apăreau tot felul de fotografii cu Florin Piersic de la 20-30 de ani. Și îl vedem pe Florin Piersic la aproape 80 de ani, atunci 70 și ceva, cum recita această poezie. Și avea în față contrastul dintre tinerețe și bătrânețe, dar vedeai acela suflet pur, efervescent, plin de energie. N-aveau cum să nu stea lacrimile. Și cu poezia aceea am intrat la facultate. Doamne, dacă mi-ești prieten, cum te lauzi la toți ființii, dă-i înscris poruncă morții să-mi ia calul.
nu părinții. Minunată, minunată poezie. Uite, vezi, am zis și o poveste și o replică. Bun, și mai ai vreo replică așa la care te-ai mai gândit? La care m-am mai gândit. Da. O replică așa la care m-am mai gândit. Da, asta aș vrea să o lăsăm pentru episodul 2, în care poate o să mă chemați. Vrei așa să lași lumea în suspans? Normal, dăm totul. Bun, hai, că ne-ai spus și o replică de la Florin Piersic. Vreau să știu o replică de la Dragoș Bucur. Am o replică care îmi place mult pe Dragoș Bucur. L-am văzut prima și prima dată în... Era serial, nu? 2003-2002, Băieți buni? În Băieți buni l-am văzut pe Dragoș Bucur, dar era ceva mafiot. Sau... Și ai vreo replică de la el? Nu. Nu, bun. Ce răuț. Bine, dar avem aici pe Jean Constantin. Și nu ai cum să nu-mi spui o replică, deci te dau afară. La revedere. Doamne, dar... Jean Constantin e un munte, un munte de comedie. Asta știu. A, tu aștepți acolo, asta știu. Da, eu asta știu, lasă tu vrăjeala. Nu cred că aș vrea să spun o replică, real vorbind, dar nu putem să ne scoatem din ființă, din memorie, din minte, toate reacțiile lui, toate... reacțiile ale personajului Limbă, de exemplu, din filmele lui Sergiu Niculaescu, cu seria celebră cu Comisarul Moldovan. Când pățea și îl lua de gât, au, mamă, au, doamne, ia-mă, doamne, genial! Ai văzut genial. Că ai și făcut ceva, o imitație! Nu imit! O imitație tot ai făcut, vezi că se poate? Vezi că actorul poate să și imite? Pentru că nu mă refer la imitat în adevăratul sens al cuvântului, să fii profesionist din punctul ăsta de vedere. Dar uite, că tot am scos ceva de la tine, fără ca tu să-ți dai seama, vezi? Da, Teddy, cam asta a fost provocarea mea, să-mi dai câteva replici de la câțiva actori foarte consacrați. Te mai așteptăm pe la noi, îți urăm succes, pentru că știu că o să ai câteva, o să ai o perioadă destul de lungă în care o să activezi pe scena Teatrului Dramatic Elvira Godeanu și îți urăm succes în continuare în ceea ce faci. Mulțumesc mult, mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru relația și, pot să spun, relația de colaborare dintre teatru și emisiunea voastră, dumneavoastră. Și ne vedem în episodul 2 cu picanterii. Punem punct aici podcastului Altceva. Noi ne revedem data viitoare. Să nu uitați de un like, de un subscribe pe canalul nostru de YouTube și ne vedem joi. Bye! Promovează-te online printr-un conținut calitativ. Imagini inovatoare, spoturi publicitare. Testimoniale. Fotografii profesionale de produs. Text, voice-over. Suntem o întreagă echipă care va contura imaginea produsului și a firmei pe care o deții. Unu Plus TV, plusul tău de imagine. Domina Imobiliare, o nouă imagine. Vinzi, cumperi sau închiriezi, Domina Imobiliare te sprijină. Urmează să vindeți, să cumpărați sau să închiriați un apartament, o casă, un teren, un spațiu comercial sau industrial, echipa Domina Imobiliare vă stă la dispoziție. Domina Imobiliare. Inovare în imobiliare. Yo, what's up? Baby, let's go!
A film produced by Inspire Pictures. Accesează mertecom.ro. Produse profesionale pentru curățenie și igienă. La noi găsești o gamă diversificată. Comanda acum! Alege produsul dorit, adaugă-l în coș și plasează comanda. Livrarea produselor se face în 24 de ore. Îți mulțumim! Accesează mertecom.ro. Promovează-te online! Direct și sigur, creăm strategia potrivită business-ului tău. 1 plus TV, plusul tău de imagine. This station is now the ultimate power in the universe.